Șefii PSD Gorj evită să își spună părerea despre candidatura lui Crin Antonescu, chiar dacă în ieșirile trecute l-au criticat vehement. Președintele organizației de la Gorj, Florin Cârciumaru, lasă să se înțeleagă că premierul Victor Ponta decide viitorul candidat. Trebuie să susținem un președinte care să își iubească poporul, un președinte care să respecte toate instituțiile statului, așa că dacă domnul Ponta nu s-a referit la o anumită persoană, eu nici atât și noi mergem în continuare să funcționăm în USL. Un răspuns la fel de evaziv a avut și Ion Călinoiu, care a precizat că Victor Ponta nu se gândește deloc la o candidatură la prezidențiale, deși sondajele îl clasează pe primul loc înaintea lui Crin Antonescu. Nu se gândește de niciun fel la candidatura sa pentru eventuală să o depună pentru eventuală, la eventuala de a fi președinte românesc, se gândește ce avem de făcut în această perioadă. Deși atunci când nu sunt filmați, recunosc că sunt șanse foarte mari ca PSD să aibă candidat propriu. În 2014, socialdemocrații răspund cu totul altceva când sunt în fața camerelor de filmat. Nu s-a discutat nicio secundă despre desemnarea altui candidat din partea Partidului Social-Democrat. Deocamdată, construcția politică numită Uniunea Social-Liberală funcționează în continuare și va funcționa atâta vreme cât este un proiect la care premierul, președinte al Partidului Social-Democrat, ține foarte tare. De cealaltă parte, liberalii par în continuare Toma Necredinciosul și nu cred că PSD nu se va ține de promisiune. Deocamdată rămâne în vigoare hotărârea congreselor de la cele trei partide, PSD, PNL și PC, aceea că vom avea un candidat unic și acela va fi domnul Crin Antonescu. La Consiliul Național al PSD de sâmbătă, socialdemocrații s-au arătat deranjați de atacurile periodice ale lui Crin Antonescu la adresa PSD și a premierului Victor Ponta și vor candidat propriu la alegerile prezidențiale.